Așadar, la coreografia s-a dansat, am avut sincroane, am avut show-uri frumoase. Auzi, Andreea, s-a mișcat și cine nu trebuie să se miște, Nicolae? Exact, exact. Toată lumea s-a mișcat. Prin urmare, clasamentul meu arată așa. Bionselele. Bionselele. Să nu dăm totuși vina pe încălțăminte și pe costume. Dăm vina și pe voi, pentru că nu ați repetat în fiecare zi, uite așa, de dimineață până seara, în fiecare zi. Doamna Andreea, doamna Andreea, m-a luat cu doamna Andreea. Deci gata, am minus un punct. Tanti Andreea. Deja am luat un 5. Okay. Am fost certați, da. Ca și cum ar trebui să spunem doamna Andreea. Știi? Așa ne simțim. Doamna Andreea, vă rugăm. Da, dacă îmi zici domnișoară, îți dau o notă bună. Domnișoara, mai soft. Domnișoara. Ați avut un moment de 12 puncte, dar vă dau 9 puncte. Mulțumim. Pentru că totuși ați dansat, v-ați mișcat. Dacă ați repetat mai mult, să zicem, fără platformele astea, cu siguranță ați fi luat 12 puncte de la mine. A fost un super moment. Dar acum știți, data viitoare știți ce trebuie să faceți.